Prețurile cerute de proprietarii de terenuri agricole din Dolj diferă foarte mult de la o comună la alta sau de la un amplasament la altul, chiar și în cadrul aceleiași comune. Reprezentanții direcției agricole ne-au explicat de ce diferă atât de mult prețurile. Prețurile variază în funcție de ce vrea să cultive omul respectiv pe teren, în funcție de arendaș care face parte din categoria de preemptori și el știe clar, omul, când îl pune la vânzare, că poate să ia un anumit preț și prețul acela îl cere. O marjă între ce și ce prețuri se tranzacționează? Între, să zicem, 1000 de euro, poate și mai puțin și poate să ajungă și la 6000 de euro. Recordul este deținut de o parcelă de 0,03 hectare din comuna Podari, pentru care proprietarul cere 4.500 de euro. Terenul respectiv are o deschidere de 47 de metri la o cale de acces. La polul opus, într-o altă comună aproape de Craiova, Coșoveni, unde pentru 0,5 hectare se cer doar 500 de lei. De la apariția legii 17 din 2014 și până acum, la nivelul Direcției Agricole Dolj, s-au înregistrat circa 1200 de cereri de vânzare de terenuri arabile. Legea obligă proprietarul terenului să dea drept de preemțiune asupra suprafeței scoase la vânzare coproprietarilor, arendașilor, vecinilor și chiar statului. Omul care vrea să vândă înștiințează primăria despre ofertă, care este obligată să afișeze oferta la nivel local. Apoi, oferta ajunge la Direcția Agricolă, care o postează pe site-ul instituției. Cereri de vânzare de terenuri sunt constant de când a apărut legea 17. Dar oferte? Și oferte tot constant. Deci n-a fost o problemă. Avem zile în care se depun peste 150 de dosare, zile în care se depun 50 de dosare, oricum peste 1200 de dosare s-au depus de la apariția legii. Cei care doresc să consulte lista de prețuri cu terenurile agricole trebuie să intre pe site-ul www.direcțiaagricoladolj.ro.